Hai că am mai venit la o zi de surf. Eu nu mai bag pentru că am congelat data trecută. Dar Sorina s-a băgat peste chiar acolo. La spume. Eu mă n-am visat decât să muncesc atât, dar mai bine eu aici pe căcatul, dar... Ți-ți zisești o fină. Aveam 3. Îmi trebuie, nu? Cred că îmi trebuie. Da. Să mergem mai aproape. Cred că ne-a văzut. Fuge de noi, crede că am venit să-i cerem datoria, dar nu este așa. Vrem doar să filmăm. A intrat pe pietre, mie mi-este greu pe pietre, mi-este foarte greu. A fugit, ba dracu. Oare ne va lăsa să ne apropiem? Ne-am dat un pic în Gran Turismo, cel mai bun simulator ever, dacă mă întreb pe mine. Și mergem să stricăm mașina de la închirier. Mergem, că mai avem o zi și parcă n-am stricat-o suficient. Gata, astăzi mi-am luat mașina înapoi, că nu mai merg cu BMX-ul și nu mai am nevoie de Clio. Așa că mergem cu Fiat-ul. Mâine plecăm, așa că astăzi mergem să mai dăm o tură pe munte cu mașina, poate mai filmăm ceva. Și cam aia e. Ne dăm. Am niște scoci în portbagaj și o să fixez telefonul undeva pe acolo. Nu știu cum, dar... Uite, ca să vedeți ce fac eu aici. Cu mulți scoci, ca să stea... Dacă asigurăm toate obiectele... Dacă vrei să dai jos, dai jos. Nu mi-aș putea, că nu mă trase.
stres.
gata, nu asta am luat. Este ok. Iese fum. Da. Da, 1.4. 1.4 turbo, incredibil. O storie 170-180 de cai din ea. Bă, uite-te cum iese fum, deci n-ai cum. Oricum, spre sfârșit, deja frânam complet altfel. Sorina este un erou. Restul prietenilor din grup nu și-au lăsat iubiții să conducă deloc. Da, asta cu ne-a lăsat, n-am înțeles-o. Punem asta la loc. Gata, mi-am făcut amploa cu mașina asta, totuși închiriată. Eu n-aș fi stat în dreapta nici măcar dacă conducea o clonă de-a mea, deci astăzi să mi-i fi clonat așa 100%. Eu n-aș fi stat în dreapta lui Vlad, n-aș fi stat, că nu-mi place, e panică, e nașpa. La care face Sorina după ce a făcut tura, că ea nici cu clona n-ar mai sta în dreapta. Cum a fost? Cum te-ai simțit? Vedeți pe filmare. Când a intrat mașina în power slide? A, nu, a fost ok, că a conectat destul de ok, Danilo, gen, a intrat ușor în drift și a băgat-o ușor la loc pe drum, gen, a fost super ok. Deși pare, Danilo nu este imbecil, e important de reținut, chiar nu e deloc imbecil. Danilo chiar e un tipicar din ăsta, gen, are un pic autism, gen, și asta îl ajută să se dea foarte bine pe munte, dar nu înseamnă că cu toții suntem autiști. Ce facem acum? Mergem pe Marte, nu? Trei kilometri și am ajuns aici. Inițial, când am plecat de sus de pe munte, nu știam sigur dacă ajungem sau nu, dar am ajuns. Deci este totul bine. Tipic Tenerife. Dubios. Soare toată ziua. Am coborât și noi de pe munte și trecem prin nori. Foarte nasol. De aici nu știu dacă o să mai filmez, e frig, nu o să mai asamblez bike-ul, stăm doar 2 zile. Aici vă spunem la revedere, mergem și noi să ne odihnim în tihnă. Pa, pa! Am uitat, share, like, subscribe, alea. Da. Dar acum nu serios, adică ne ajută. Nu o să facem niciodată bani din YouTube dacă nu dați voi subscribe acolo. Exact, pentru din YouTube să fac bani, de fapt. Avem pe cont, acum, 0,02 cenți. După toată activitatea. Șmecher. Da. După multe munci. Hai, pa, pa.